Bine. Înțeleg că vorbesc cu Dumitru Acheruș și cu Dintea lui Ludmila. Ludmila Dinte, prietena, nevasta lui, mama copiilor lui. Tată copiilor, concubină, concubinul și concubină. Noi suntem în concubinaj. Dar de ce stați la distanță? Avem de acum, de pe data de 10, de la ora 15, eu am interdicție să nu mai calc niciun picior în curtea unde locuiește Ludmila, la casa unde este în chirie. Am fost scos de poliție, mi-a fost pusă interdicție să intru să mai comune cu Ludmila, nu am drept să mă apropii de ea, nici să mă apropii de copii, mi-au pus interdicție. Păi de ce? Asistența socială a vorbit cu poliția, au pus presiune asupra poliției, asupra stăpânei unde locuim la gazdă și stăpâna mi-a spus, tu de astăzi, Dumitru, de la ora aceasta, de la ora 15, tu nu mai ai dreptul să intri în curtea casei unde locuiește Ludmila. Eu i-am dat casa să locuiască lui Ludmila și la copii. Ludmila este acum dispusă să vă spuie cum s-a întâmplat de la ora 9 dimineața când a fost invitată. Îi dăm cuvântul lui doamna Ludmila să vorbească, domnul Oleg. Dacă vrea, nu putem să o obligăm. Bună ziua! Salut! Eu am fost deodată în privința cu... M-am adresat la asistență socială în privința cu un ajutor măcar pe iarnă, cu lemn, mai zice. Deodată s-a luat de la domnul Tony, a dat contractul, să fac contractul stăpânii. Dar stăpânii nu vrea să fac contract, mi-a dat casa proasta pentru să am un acoperiș pentru acest copil, să nu stau pe drumuri. Nu am vrut contract cu stăpânii. După asta am mai fost a doua oară cu domnul Chiruș și când am făcut un live în fața la unde La sediu, la sediu la asistența socială, ce mișlie. După aceea, știu, vreo săptămână sau mult, trecut, m-a sunat de la asistența socială. Mi-a spus, Ludmila, puteți să veniți la asistența socială, suntem suficient de ajutor. Eu, cu drumul, cred că poate ori mă ajut, măcar cu lemne pe iarnă privință, de acolo pentru copii să nu îngheță de frică, dar mai departe este, eu mă descurc, măcar lemn pe iarnă. Eu mă duc, eu cu gândul că așteptam ca să mă ajute. Am așteptat vreo 10 minute, mă cheamă într-o sală, unde, mă, dar nu se poate. Într-o sală, unde fac ședință și m-au pus acolo în mijloc, pe scaun. Mi-a dat foarte multe întrebări. Doamna Șalar mi-a dat întrebări, ca de ce nu trec copiii în familia la tacu? Că dacă aș trece familia la tată mică, aș poate să-mi dă aici ca un ajutor. Dacă n-aș avea și să întrețin copiii, o să fie ei datori, poliția să vină ei copiii. Dar domnul Oleg, intervin și eu acum. Ei prima dată au motivat. Trebuie un contract de locațiune, Ludmila să aibă cu stăpâna, care unde locuiește ea. Dar a doua oară când Ludmila a fost telefonată și la data de 10, la ora 9 dimineața s-a deplasat, ei n-au spus nimic de contractul de locațiune. Dar au început că trebuie tată copiilor să fie obligat să ia familia copiii, să treacă copiii în familia mea, să fie copiii în familia mea, pentru ca să poată da un ajutor. Dar Ludmila a spus, eu am decis, când s-au născut copiii, a fost decizia mea, Ludmila singură poate confirma asta, că eu decis să pui copiii în familia ei, Dinte Magdalena și Dinte Daniel. Nu eu am impus-o, nu eu am obligat-o. Ea poate confirma. Dar ei de ce vor să vă oblige să luați numele pentru copii, numele tatălui? Ce-i prevăzut de lege undeva, așa ceva? Am vorbit cu domnul avocat, o că nu e prevăzut de lege, nu este un drept așa să vă facă vouă așa hărțuire și așa intimidare ca să fiți puși într-așa situație, că ne-au spus așa, dacă eu iau
copiii, familia mea se face din dinte Magdalena și dinte Daniel, se face Achiruș Daniel și Achiruș Magdalena, eu trebuie să mă duc la birja muncii, la trudoustroistva, așa mi-a spus. Să mă duc să mă angajez acolo oficial, să-mi dă un lucru, știți cum, să mă înregistrez la dânșă și apoi să lucrez în folos comunității jumătate de an cât Ludmila primește ajutorul social de la asistența socială. Eu sunt obligat să lucrez în folos comunității jumătate de an. Asta iese că eu trebuie să lucrez pentru rudele, pentru tăța ăștia care din autorități primesc salarii. Eu trebuie să lucrez pentru stat. Asta iese că eu trebuie să lucrez degeaba. E drept, domnul Oleg? Așa să luăm pe... Păi nu degeaba, ca să te ajute. Da, dar mie nu-mi dă salarii, domnul Oleg. Dar o mai spus așa. O persoană tot de la asistența socială a zis că l-a luat și v-a refuzat de... Este screenshot, avem screenshot. Cum a scris comentariu, refuzați-vă de ajutorul social, treceți copiii în familia tatălui și atunci asistența socială vă lasă în pașii și nu are nimic cu voi. Dar am văzut mai ieri o scenă filmată, transmisă în direct de Ludmila sau de tine, cum a venit în curte... Cum îi cheamă? Asistenței sociali. Ce-au vrut acolo? De ce au venit acasă? Uitați, Ludmila a fost la ora 9 la dâns și la sediu acolo chemată, s-a dus pe data 10 la ora 9 dimineață, au făcut ei o ședință acolo, au început diferite motive, au început că dacă așa să găsim de cuvință, noi să luăm copiii, că trebuie să vii, nu au spus ca să vii ea ca la ora 14 și ori să vii să vadă în ce condiții locuiesc copiii, sau să vorbească cu tatăl copiilor, sau să verifici ce au de mâncat copiii, să fac comisii de acestea, știi cum? Ei au venit fără preîntâmpinare, nu aveau niciun act în mână să prezinte lui Ludmila, nu s-au cerut voie să intre în curte, ia ca Ludmila poate să confirme, au intrat abuziv, în casă intrau. Și eu când am văzut că Ludmila avea, când a venit de la asistența socială, avea un șoc, un stres. Când i-a văzut, a început a plânge, a tremura. Prima asistența socială a venit. Eu zic, stop, unii intră. Era o persoană în vârstă care ea are mai mult de 60 de ani. Vă dau garanție că are mai mult de 60 de ani. Care ea este bunică, trebuie să-și lege nepoță pe picioare, dar el activează la asistența socială. Eu m-am trezit cu ea în casă. Dar nu cred că este o limită de vârstă ca să lucrezi la asistența socială, nu cred că poți să-i reproșezi cuiva care are 60 de ani, nu e meritul tău că ești tânăr. Dar cine le-a permis lor, fără permisiune, să intre în curte, să intre abuziv în casă? Ei, dar mă intrau în casă, eu când am văzut că-i filmez, ei s-au făcut ochii, dar nu ca și nu știu încotro să o iei, că una... Nu știe, dar mă uitam cu unii poartă, o lua în altă direcție, înțelegi? Ei sunt obligați să vină la locul unde locuiesc copiii, să vadă în ce condiții sunt ținuți copiii, pentru că interesul superior al copiilor, statul are obligația să verifice în ce condiții trăiesc copiii. Da, preîntâmpine mama, dar nu i-a spus nimic, când Ludmila a fost la asistentul socială Cimișlea, nu i-a spus nimic ca să vină în vizită, ca să pregătească Ludmila, dar Ludmila a venit, plânge, stres, are șoc, e șamuia, nu poate să revii cam... Păi dar de ce s-a stresat, mă rog, așa de tare? De prezența unor oameni de la care așteaptă ajutoare, nu? Funcționarii asistenței sociali, ce mă rog s-a stresat? Au amenințat-o, Liuda, spune! În ce fel au amenințat-o? Cu ce au amenințat-o? Mi-am spus că timp de o luni de zile, dacă n-a să perfectez actele în familia lui... Dacă copiii n-a aibă asta... întreținerea, apoi dator cu poliția să fie niște copii în timp de lungi și ai cerut o bază legală, un temei legal, ei poate să te oblige să treci copiii cu numele tatălui? Nu era tot un document, nici un act, nimic. Dar o persoană care sudea la poartă, înainte de a-mi filma, am întrebat, ce ați venit? Cine sunt eu? Sunt prag. Le-am întrebat, cine sunt eu? Asistența socială, dar ce-ați venit? Unul a zis, să vă iau copchii, vă dați seama, cum să nu intru eu în panică, cum să nu intru eu în... într-așa
situații ca să începe a filma și să începe a-i fugări din curte. Puneți-vă dumneavoastră în locul meu, cum erați procedați dumneavoastră? Oricum, eu nu înțeleg de ce vor să vă ia copiii, cum, la fel cum nu înțeleg de ce nu au înregistrat copiii și cu numele tatălui, adică de ce ascundeți că ați fi concubini, ambii părinții copilului și de ce nu aveți grijă de copii. Eu am grijă de copii, domnul Oleg. Eu cu ce cum? Pot, Dar de ce ai obținut ordonanță de protecție și nu ai voie să intri acum în curtea unde nu locuiesc copiii tăi? Nu pot să înțeleg. Ludmila are violență, nu în familie. Ludmila, poate păi dar de ce te-a obligat să nu te duci acolo? În ce bază? Că ai fost la judecată? Nu am niciun drept la copil legal, o zic. Păi da, bun, n-ai niciun drept la copil, dar ești concubinul Ludmilei. Poți trăiești cu ea acolo, nu? Cum poate să-i limitezi așa ceva? Deci... Nu-mi permite, asistența socială și poliția, nu-mi permite. Arată-mi ordonanța care spune că n-ai voie să te duci acolo, că acolo sunt explicate motivele. Nu, mi-au făcut proces verbal, asistența socială a scris pe mine la poliție o plângere, mi-au făcut proces verbal, dar ei au zis ca să mă deplasez la dâns într-o zi, oarecare, ca să... A să ne mâniez o citație prin poștă, să mă duc să ne pui amenda. Pentru că, dar eu le-am spus la polițiști, au avut ei dreptul să intre abuziv așa în curte. Mi-au dat vreo ordonanță că au dreptul să intre, să... Nu ne-au mânat nici o ordonanță, nimic, domnul Oleg, nici un Ludmila. Tima, dacă n-ai casă, n-au unde să te găsească, cum să-ți mâne ordonanță? Dar trebuie să vedem ce scrie acolo și în proces verbal și în ordonanță. E explicat motivul pentru care ai interdicție de a intra acolo. Așa de flori, de cuc, de însenin, nu fac ei ordonanță. Ei cunosc motivul că, asta cum zici, că eu nu a să-i lăs în pașii. Că ei dacă se vâr peste noi, eu îi filmez. Ei de asta o zis că a terminat cu filmatul, termină să te apuci, nu ți ține de capul nostru. Ne-a spus persoana de la asistența socială. Ei au obligație să apere interesul copilului, copiilor, că-s doi copii acolo. Nu v-a scris că nu am dreptul la libera exprimare. Păi depinde ce spui, Dima. Ai liberă exprimare, dar libertatea de exprimare nu e absolută. Depinde ce spui. Dacă spui tâmpenii, aberații, calomnii, incitare la ură, pentru asta există și dosar penal. Da, dar eu n-am făcut... Las că am văzut ce spui despre sora Ludmilei, tot felul de tâmpenii despre... Ascultați, domnul Oleg, dar păi ia în Liuda, spune cum 3 zile în urmă ești amenințat, este înregistrare. Și mi-a spus că ați fie asistența socială. Este înregistrare audio, cum eu spus. Înregistrare audio dai la poliție, nu te apuci să calomniezi pe internet, că riști amenzi. Ia ca Ludmila poate să vă spui... Și-o urmat, Liuda... Păi văd că nu prea poate să spună Ludmila, nici camera nu și-o pornește. E pornit camera, domnul... Nu știu, eu nu o văd. Tu o vezi pe Ludmila? Da, eu o văd pe Ludmila. Eu nu o văd, rămâne negru. Nu contează, până la urmă bine că o auzim măcar. Liuda, spune cum a fost. Lămurește-a pe domnul Oleg, să înțeleagă și domnul Oleg. Când a fost băietul meu la mine, a fost până unde nu-ți poate. Nu-ți poate Magda. Eu am fost până acasă cu copiii Magda și Daniel, până acasă la casa mea părintească. Și n-a știut că sora mea a venit acasă. Și el mă aștepta, eu știut că ea să vin, că ea de seara am sunat lui fratele meu și am spus că eu vreau să vin până la casa mea părintească. Dar fratele mi-a spus, dacă te-o cazi să vii. Deci n-am drept să vin, că eu v-am dat scheletură și la urmă n-am drept să vin. Sora tot a dat scheletură, tot are dreptul. Eu am dat scheletură, tot am dreptul. Cum voi i-ați dat scheletură, frate, și n-ați dat lui, și are drept să vin, dar eu și n-am dreptul. Cum veniți voi așa și eu. Și după asta era în casă, m-a așteptat, că dacă am spus lui Vania că eu vin, dar fratele s-a dus la lucru cu ziua în blaș, dar sora mea mă aștepta. Și am ajuns în ușă și după asta au spus, cauți, am intrat, m-am pășit pragul ușii și au spus, cauți aici, că ce-o ca să vii. Deci n-am drept să vin, voi aveți drept, dar eu și n-am dreptul. Și au spus, n-am niciun drept și eu n-am dat de să pornesc telefonul, că am început de-am o aminișări. Și eu de la poartă am dat de să scot telefonul. Să pornesc în înregistrare.
eu am început, tamân acolo am studiat, eu v-am dat căltură, și aveți dreptul, și voi aveți dreptul, dar eu n-am dreptul. După asta, știi că și îmi duc copii pe drumuri, ați sunat cu socială, la poliție, sunt copii pe drumuri, și eu nu am pe drumuri, nici la casa mea părintească, nu am pe drumuri. E și ca sună și a venit să vă iei copii, sunt copii pe drumuri, tot așa. Și în continuu sunt amenințări, domnul Oleg, în continuu o sună, o hărțuiește Ludmila, o amenință ca să rămâi fără copii. Și mai de una zi, eu am avut o discuție cu unchiul meu, Martin Buzugan, el tot mi-a spus că o să duc la asistența socială la Cimișlie și a să vorbească, scrie o cerere ca să fim, cum asta, o să fiți... Poate să vă lipsească de drepturi părintești Dima și Ludmila, dacă n-aveți grijă de copii, dacă n-aveți locuință unde să-i țineți, dacă îmblați cu ei pe drumuri. Eu nu înțeleg de ce ai dat scălitură că cedezi partea ta din casa părintească fratelui și n-ai scris acolo în contractul acela dreptul de a te duce măcar din când în când. Dacă te-ai dus la casa părintească, înseamnă că nu ai unde să stai cu copiii, nu? Acolo am stau două cameri mari, dar în cuvni acolo, frate, nu doarme în camera de la două. Doarme în cuvni, trebuie acolo, trei cămari. Ludmila nu recunoaște că eu că a donat partea ei de casă lui fratele mai mic. Ludmila o semnat... Recunoaște, nu recunoaște, fratele are document de la notar, că și-o asumat... O să stabilească organele de drept, că Ludmila a sesizat procuratura, a sesizat avocatul de la birou, de la Comrat, de garantat de stat. El se ocupă, doamnă, procuratura și Mișlie, se ocupă de cazul ăsta. Dar Ludmila, la moment, are unii trăie în Cimișlie, strada Niculescu 4. Nu mai trebuie să ne dai adrese exacte, că îți date cu caracter personal. Deci dacă are unde locui, trebuie să constate asta și asistenței sociali și să o lase în pace. Asistența socială, poliția, cunoaște unii trăim, mulți persoane cunosc din Cimișlie, mulți. Exact, de asta nu mai trebuie făcut publică adresa unde locuiți, pentru că cine are nevoie de datele astea știe unde locuiți. Nu locuiesc cu Ludmila copiii acum în stradă ca să fie, nu sunt în risc copiii că să nu aibă încălzări, este încălzări, ei au ce mânca, sunt îngrijiți. Da, dar s-o dus chiar ajutor de la stat și statul a vrut să vadă în ce condiții trăiesc copiii ei. Și vrea să știe de ce tata nu-și asumă paternitatea, probabil... pe bună dreptate. Da, dar ei nu au prezentat nici o ordonanță, că vin să prezinte un act oarecare, că am venit să verificăm. Dar nu știu dacă e necesar să te prevină, poate că controlele astea trebuie să fie inopinate, ca să vadă în ce condiții trăiești de fapt, nu ca să arăți de ochii lumii. Nu știu, deci dacă ai ocazie, trimite o ordonanță, proces verbal, să văd ce o scris în acte. Când vorbi, eu nu prea am încredere nici ce îmi spui, în ce spui tu, nici în ce spune Ludmila. N-are nicio ordonanță, n-are nicio nimic, nicio copie la nimic. Tu mi-ai zis că există ordonanță pe numele tău. Vreau să știu de ce ți-au interzis să te duci acolo. E la poliție. Trebuie să mă duc să o iau de la poliție. Să mă duc să mă aproche la oficiu, la secția numărul 1 de poliție în Cimișlie și să iau ordonanță. Ok. Aștept documentul, ținem legătura. Ținem legătura, bine. Dar Ludmila poate să vă povestească mai detaliat cum acum decurge toată scena asta de asistența socială. Cum e, și-o vorbit cu dânsa asistența socială când erau, damul la poartă, la stăpâna acasă. Ludmila, spune cum și-o fost, că eu eram la mașina poliției, dar tu erai cu stăpâna acasă și cu asistent social la poartă la stăpâna acasă, care lucrează la doamna Lilia. Hai spune, și ți-o spus ea, asistent social. Eu n-am mai tras atenție, că eu eram stresat, nu am mai tras atenție, și spun că eram cu băiețul în casă și am făcut grea cu stăpâna acasă și eu n-am mai tras atenție, că eu... Înseamnă că nu e important dacă n-ai atras atenție și de mai degeaba insistă, nu a fost nimic important în ce o zis asistent social. V-am zis, ei sunt obligați să vină să verifice în ce condiții trăiesc copiii. Părinții poate să doarmă și pe drumuri, dar copiii n-au voie să rămână pe drumuri.
Dar spune-mi eu, dar cum eu am, cum și cum spus asistentul social, cum nu mai am drept să trăiesc, țin împreună. Păi dacă este ordonanță, Dima, du-te la poliție și vezi ce scrie în ordonanță. De ce trebuie să știi, Liuda, de ce e ordonanță? Poate în ordonanță scrie că ai bătut-o pe Liuda și ai bătut copiii. Du-te și vezi ce scrie în ordonanță și după aceea sun la presă. Bine, El întâi face scandal și după aceea încearcă să lămurească. Bun, ținem legătura. Când aveți documente, mă mai sunați aici. bine, bine, hai. Noroc.